toată lumea să vrea să facă mai. Stai să vezi ce am vorbit cu Raluca înainte. N-am vorbit nimic. Păi și lasă așa să pun una pe cine? Am făcut-o pentru că știam că puneam conexiune, că eram aici în grădină și am zis hai să ne punem acolo, că sigur să mă vadă Andreea. Ia să-l ajut pe băie să pune mâna pe tine, că știu eu că mă vede pe conexiune. Eu puneam mâinile așa și au pus mâna pe mine. Și a zis că e foarte interesată de mine, că vrea să mă cunoască, că vrea să ne înțelegem. Da, a zis că vrea să uite. Așa a zis? Păi ți-a uitat la buzele mele. Am mult. De mă uita tale. Dar noi suntem prieteni. Hai să fim prieteni, vrei? Nu știu dacă vreau. Nu vrei să fim prieteni? Vrei să fim prieteni? Da. Da? Și ce prieteni am avea noi doi? Nu știu. Așa să ne înțelegem, să fim prieteni, să fim unul la altul, să ne înțelegem, să ne sfătuim despre celelalte relații. Care să le avem sau cum? Da. Tu cu altă fată și eu cu alt bărbat sau cum? Eu, sincer, cu Raluca am înțeleg, știi? Doar că ce i-am sfătuit... Mamă, știi cum am întâmplat asta? Mamă, mai că rău de tot. Ce-am sfătuit-o? Dar rău! Știu, stai că fac eu așa. Te-am sfătuit, am sfătuit-o. Am sfătuit-o pe Raluca să se îndrepte doar pe un băiat, că dacă o să fie interesul, o să îi arăt eu semnale sau așa și o să fiu mai serios în cazul că o să fie așa. Și chiar mi se pare o fată deșteaptă, de treabă. E puțin băgăcioasă, i-am zis, am sfătuit-o ca să nu-și facă o imagine proastă și să aștepte... Ce-ți mai place și alea? Ce-mi place la aia? Că e o fată, nu știu, prea energică, arată bine. Bine, are... Ce-are? Se îmbracă bine. Și e ok ca fată, adică mi se pare că e o fată ok, nu pot să zic. Dai seama că Andrei, tu, adică ești... Dacă las mâna așa, nu am mai întregi. Ești mult mai frumoasă tu de 1000 de ori. Și am caracter mult mai smecher ca ea de 1000 de ori. De 1 milion de ori. Și îți dai seama că am vrut să văd... Da, și am vrut să văd ce zici. Am vrut să văd ce zici tu. Ce ziceai eu? Și eram clar că te uitai. Și de-aia aveam și în brațe, așa cum fac celelalte fete, dar eu pot și tu poți, la fel. De ce? Nu-ți place de Marian? De ce s-o întrerupt așa? Ce om a fost că a plecat așa de lângă tine? Că i-am dat sfatul, i-am zis să ducă tu cum ai repede la Bianca, dacă o vrea pe Bianca. Dar Bianca nu-l place, eu știu. Nu știu tu. Ce ți-a zis? Ce păsărică ți-a șoptit? Eu vorbesc cu toate. Păsăricile? Da, de mic am învățat. Știu să vorbesc cipriștii. Ciup, 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 ciup. Ce ai zis acum? Ce ai zis? Că îmi place de Raluca. Trebuie să-ți traduci. Că îmi place de Raluca. Nu-mi place de ea. Îmi place ca fată. Nu-mi place de ea sentimente sau așa. E faină. Și tu ești faină. Da, așa începe. Dar eu am zis la început... Îi place așa și după aia te place mai mult. Și după aia... Și mai mult. Eu mi-am schimbat percepția despre fete și de la brunet am început să-mi plac blondele. Sau o blondă și atâta. Și dacă mă fac după aia iar brunet, am avut toate culorile. Să știi că foarte, stă foarte bine. Bine, tot am tiparul. Culorile. Am tot tiparul ăla în cap, dar tu ești o excepție. Eu azi am vrut să fac geloasă pe Andreea, am vrut să-i văd reacția ei. Nu a fost, să zicem, așa de mare zis test, dar am vrut să văd ea cum se comportă și... Cumva am scos fix ce am vrut. Nu am fost dintr-un mod răutăcios, dar pur și simplu am vrut să văd ce zice și ea. Cred că a vrut să se joace puțin și să vad dacă eu sunt geloasă. Cred că s-a jucat puțin, da. Auzi? Oare ce face Andrei acum? Vezi așa un păcare între ei, între Emanuel? Și dacă valorile lui sunt reale, nu. Nu? Dacă valorile lui sunt reale, ceea ce a spus este principiul real și nu ceva de televizor, nu. În schimb, dacă nu, da, s-ar împăca. Dar nu știu ce să zic. O te calcă peste, vezi, oameni mai calcă. Eu știu, depinde de el, spun. Dar crezi că ar putea avea el o relație cu tine? Nu acum. Acum nu știu. În general. Te vezi cu geosa de băieți? Da, eu mereu mi-au plăcut băieții foarte amuzanți. Dar știi că e și mai... Fata George nu era amuzant. Știu că nu era, dar am descoperit că avea și partea asta. Adică eu vreau să-l descoper. Nu trebuie să fie, stați puțin, nu trebuie să fie un tipar programat.
Nu mai am renunțat de mult la asta. Tu ai simțit ceva din partea lui George? Ai, am simțit că m-ar plăcea. Dar nu așa soarate, știi? Ralucuța, nu te plăcea. Da, mai am. Nu vreau să pară ca o jignire. Dar nu este o jignire. Nu vreau să te mint singură. Pentru că s-a văzut foarte clar. Eu am spus că eu am simțit că dacă eram gen așa, poate în club și vorbeam, era altceva. De o noapte? Nu de o noapte. Mă refeream să dansăm. Poate de dansat în club, logic că hai că uite să nimerim. Mai merge la Larisa, adică... Mai merge fată în club. Ce? S-a dat odată doar. Am fost să mă țin. Dar nu e nicio problemă. Să uite, băiatul nou. Potrivit pentru corect, mine. Băiatul nou, ce spui? E simpatic. E cu el ceva. Băiatul nou, mai aștept băieți noi. Da. Poate să mai intre. Nu, e un băiat drăguț, dar nu știu. Dar... Băi, singurul care s-ar potrivi cât de cât e Kinga, e Kinga cu el atât. Genul și stilul și abordarea tot. Doar că, ca și aspect, cum am văzut pe voi așa, și mi se pare că e și stilul tău cumva de bărbat, da. Pentru că face sală și e musculos și cum vrei tu. Asta, e, dar nu știu cum... Potrivit și la înălțime, adică tu ai cerut un 1,84 m. Mi-ar plăcea că e dansator și... Nu ți-ar plăcea? Poate dansează doar ție. E cofetar. N-a zis că e cofetar acum. Face prăjit rele. Face prăjit rele pentru fete. Cum ești tu cu dulce? Și dansuri aici pentru casa iubirii. Toată lumea face Caterinca cu toată lumea, toată lumea face miște cu toată lumea. Și nimeni nu e serios cu intenții serioase. Toată lumea face relații false, toată lumea vrea să-mi facă numai să nu fie dat afară de emisiune. Zic așa... Care e emisiune? Casa iubirii? Da, nu, nu e Casa iubirii. Casa miștourilor. Mai ești supărată? Da, eu nici n-am fost supărată. Ba da, noi ba da, ne cunoaștem. Hai, ia loc, stăm toți împreună mai departe. Cred că mi-a zis că unul aici. Să vezi cum și eu mă comport când sunt băieți în preajmă. Am mai mult să te apreciez pe tine pentru faptul că chiar nu se face o relație dacă nu simți. Păi na, dar ce trebuie să fac acum relație? Nici n-am cunosc. Ce? Știu că îți place să comul meu. Adică știu ce îmi place bine. Dați-i lecții. Am simțit să... Așa ai făcut. Am simțit să dau cu șervețelul în tine. De ce? O să plâng? Și am simțit. O să plâng? Bogdan, hai. Eu sper să nu. Da, da? Sper să-și vină mintea la cap. Uite, acum, uite, auzi? Acum, de exemplu, Manuel, și că îi place iar de Andreea, din moment ce el a spus că Andreea nu e compatibilă și că n-aș dar cum să scape de ea. Dar între ei este chimie. Hai, lasă-mă, pace. Măi, tu n-ai avut nicio fată care îți vine așa să o iei și să o iei. Nu contează te cum. Te rog eu frumos. Te rog eu frumos, că nu m-am născut ieri. Lasă-mă cu vrăjele astea. Acum, iar e îndrăgostit de ea, ea este foarte îndrăgostită de el și... Nu, ei nu vor fi împreună, pentru că da, Manuel este o iubire, are principii. Este o iubire care nemărginită și care ceva este un zid acolo așa și ne lasă să fim... Lasă-mă, te rog eu frumos. O să cadă zidul. Că se întreba, cum ți s-a părut comparația lui Ionuț cu Doamna și Vagabondul? Ți se pare că am auzit undeva comparația asta? Nu, n-am mai auzit. Nu, am mai auzit într-un film. Într-un ceva, film da, am mai fost ceva, da, da. Dar tu ești mai urmăritor de filme sau ți le faci singur? Cum? Depinde. A, când pot să mă uimoi, când pot să le fac, le fac. Să fii sănătos, Bogdan. Te pup, Ian. Kinga, stai la rând, stai la rând. Uite cum e fără George. Tristuț cum să fie, îți dai seama că în seară încă a rămas. Și am stat până pe la 2 și ceva, 3 aproape, tot am povestit. Adică, na, ne-a apropiat destul de mult, fiind colegi de cameră, petrecând weekendurile împreună, seriile așa. Și mi-a părut așa rău, într-un fel că a plecat. Dar și mie mi-a părut foarte rău. Adevăr, fiecare are dreptul lui și bucuria lui să rămână aici, dar, na, de unii suntem mai apropiați, de unii suntem, nu suntem așa de apropiați. Dar el ar fi vrut să mai rămână? Într-un fel, da, într-un fel nu. Și ar fi dorit să mai rămână un timp, dar nu e capăt de lume. Uh-huh. E un păcat cu ideea. Oricum a spus că el nu mai avea ce să facă de momente, poate dacă intra altă fată în casă. Pentru că... cu Raluca n-o simțit nicio chimie, nicio conexiune, nimic. Păi asta oricum s-a văzut. Cu Xenia era o glumă mai mult. Și mai ales, na, mai o glumă, mai ceva, mai ales că ea e și îndreptată către Alin. Și încă, nu prea și încă... își găsea așa locul, nu? Dar câte lume nu își găsește locul? Dacă stăm să o luăm așa. În situația lui sunt multe alte persoane. Adică n-ai de ce să judeci o persoană că nu are pe nimeni în casă sau nu e îndreptat către nimeni în momentul ăsta, când sunt mai multe persoane în situația asta. Deci pentru asta n-ai ce. El oricum încă nu era vindecat nici după despărțirea de Maria. Asta pot să spun eu.
Adică încă mai avea ceva acolo și probabil chiar și dacă venea o fată mai pe gustul lui sau așa, tot era un picuț. Da, și eu așa cred că tot s-a era un picuț greuț. Da, s-a văzut. Pentru că în momentul în care era tachinat cu Maria, reacționa urât. Adică îl deranja, știi? Știu. Și atunci... Eu nici nu aș vrea să trec prin asta. Să rămân aici singură, Doamne, fiu niciodată. Nici păi da. Ai văzut că drămâi. Ce? Ai văzut că drămâi. Adică? Păi, cât am rămas și el fără Maria? 2 săptămâni. A, ce? Tu dacă ai plecat... Rămâi și tu ca Xenia, că te-ai acomodat în casă, te înțelegi cu fetele. A? Mă bag așa cu băieți, vorbesc cu ei, una alta, da, și oricum, fiind liberă, vai, Doamne, că dacă ai fi liberă, 100% ar sări careva pe tine imediat.